Anul trecut, când Eli a lansat Da, mamă, sunt beată, am descoperit ce subiect tabu e alcoolul în România. Că noi, ca popor, din cele mai vechi timpuri, când auzim de merlot, de ghevur straminer, fugim ca dracu de tămâie arză la focul de o travă. De țuică nu mai zic vorba proverbului, țuică ochiul dracului. Din moș strămoș la noi românii, prima plăcere a bărbatului când ajungea acasă era să dea peste cap două pahare de apă de izvor la temperatura camerei și se apucă Delia să cânte despre alcool musulmanilor de noi. Scandalos! Acum Delia a lansat videoclipul piesei 1, 2, 3, 4, Unde dragostea nu e. Dar unde dragoste nu e. Și descoper din comentarii ce subiect tabu e nuditatea la români. Noi românii, care vorba aia când mergem la plajă și vedem o țâță neaușă golașă, băgăm capul în nisip ca struțul. Ale noastre ca turcoaicele în apă îmbrăcate din cap până în picioare. Mă uitam la comentarii și nu găseam unul care să spună ceva de bine de piesa asta. Sau nu de bine, măcar neutru să fie. Bacă porno, bacă îndeamnă la sex, bacă pierzanie, Arsenie Boca, unde e? Salvează-ne! Și mă întrebam dacă sunt eu nebun. Hai să vedem. Delia e îmbrăcată așa. Da, e sexy, e provocatoare, dar unde-i pornăciunea? Femeia e tânără, arată bine, are încredere în ea și nu văd să o lingă nimeni pe fund sau să-i bage ceva în dânsul. S-au schimbat vremurile, doar nu o să arate ca interpretele de muzică ușoară de acum 40 de ani. Acum femeile sunt independente, sunt libere să se bucure de sexualitatea lor, dar da, pot să spun că nu-mi place o chestie, twerk-ul ăla. Mi se pare odios oriunde l-am mai văzut, la Ariana sau Miley Cyrus, dar faptul că Delia este îmbrăcată într-un body și are în brațe o păpușă gonflabilă, nu mi se pare vulgar. Bă, păi Rubens desena femei goale cu 500 de ani, atingându-se chiar, sau atinse de bărbați. Noroc că noi eram la coada vacii și n-ajungeau tablourile la noi, că se ducea Mihai Viteazu peste ei să le ia capul de destrăbălași ce sunt. Și poate mai cuceream și jumătate de Europa și eram bine să acum. Dar ce ai făcut, boss, ăștia mai proști ca mine să mă bată mama? Păi doamna Delia întâi a demonstrat că cântă bine, nu s-a dezbrăcat întâi ca să se facă vedetă. Delia, oie, când e invers, când apare câte una din asta și își arată cu rușiță țilică, nu știe să cântă și altă șanse n-are. Știi cum zic? Ale-i bagaboantele. Dar revenim la trogloditii și încuiații care consideră că piesa instigă la promiscuitate. Cine e personajul Delia din clip? Animă-nui ca de obicei, tot iarăsă pe la 3. O fată pe care iubitul o neglijează, nu vine acasă până la 3. Și ce zice ea? Dansă, mă găsești în club, dansând cu toți ai mei. Cu toți ai mei. Se zice că dacă dai din pun, baby, ai tot ce vrei. Nu vii acasă până la 3? N-am să plâng, ies în club cu toți ai mei. Adică ți arăt eu, fraiere, ce șmecheră sunt și nu sufăr după tine, că dacă dai din fund, dai tot ce vrei. Și intră refrenul. Dar unde dragoste nu e, diminuie, nici soare nu-i, nici viață nu-i. Adică ce a vrut să zică poetul? Chiar dacă ieși în club, bei, ieși cu toți ai tăi, dai din fund și agăți tot ce vrei, degeaba faci toate astea. Pentru că unde dragoste nu e, nimic nu e. La fel și cu ruptul patului. 1, 2, 3, 4, ușor iubitul meu că se rupe patul. Dar poți să rupi tu câte paturi vrei cu cine vrei. Pentru că unde dragoste nu e, nimic nu e. Eu așa înțeleg versurile. Pe strofe e personajul Delia ușuratică, o destrăbălată care bea și rupe patul cu cine o fi, iar pe refren e personajul Delia cu minte, fata cu cap, care îi spune ușuraticei că degeaba face toate astea, pentru că unde dragoste nu e, nimic nu e. Ambele fiind personaje pe care fiecare dintre voi le poate identifica printre prieteni sau cunoștințe în viața reală. Delia, să știi că pe mine nu m-a supărat fundul tău. Mie chiar îmi place. Cum cânti? Bine. Și fundul, da. Succes! Salutări și lui domnul Delia. Să rămână!
Vreau să vă mai spun că am ascultat piesa asta prima oară de 1 mai într-un club din Mamaia și de fiecare dată când intra refrenul, lumea urla și se urca pe mese. Lucru care se va întâmpla în continuare cu piesa asta în toate cluburile. Piesa asta este mai aproape de a fi hitul verii decât oricare altă piesă românească lansată vara asta. Luați-o pe asta, dacă vreau o pun și pe repeat emisiunea mea pe banii mei, mă. Dar n-o pun, pun Dua Lipa, Hotter Than Hell. Part of me that makes you feel so numb, 'cause I'm hot like hell, so burn when I'm not, then you're by yourself. Coțofan se oprește aici, Doamne ajută să ne scape bunul Dumnezeu de la pierzanie, că tare mai suntem pio și pudici. Eu sunt Sebastian Coțofană, voi sunteți pupați în sensul biblic, nu vă gândiți la... Și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră. Yeah.